După ce toamna trecută au făcut cunoștință cu abecedarul, elevii de clasa 1 și-au luat acum Adio, de la cartea care le-a descifrat tainele din lumea literelor. Și i-au mulțumit printr-un spectacol de muzică și poezie. Le-ați învățat ce acum știți, în orice carte să citiți. Dar vă veți aminti mereu că prima voastră carte am fost eu. Ne-a fost greu, știm noi prea bine, că nu a fost ușor cititul, scrisul, dragi părinți. Să știți că nu se prind din zbor. Au învățat să scrie și să citească, dar au învățat să și socotească. Boboceii de ieri sunt acum școlari în toată regula, iar eforturile depuse pe parcursul întregului an le-au fost răsplătite. După un an de școală, după clasa 1, eu am constatat că am norocul să am niște copii minunați, 27 de floricele, care s-au dovedit destoinici, cum a spus voi, harnici. Elevii se vor întoarce în bănci în luna septembrie, când va începe un nou an școlar. Până atunci au la dispoziție 2 luni de vacanță.